Stimate telespectatoare, stimați telespectatori, bun găsit la emisiunea Pentru noi femeile. Sunt Rodica Baciu și alături de colegii mei de la studioul Credo TV din Cluj-Napoca, vă mulțumim în mod deosebit pentru că din multitudinea de programe TV ați ales să urmăriți Credo. De data aceasta veți avea o surpriză. La emisiunea Pentru noi femeile ați cunoscut rând pe rând o mulțime de doamne cu bogată experiență de viață, mame, bunici. Dar astăzi veți cunoaște o femeie foarte tânără, o domnișoară. Este vorba de Raluca Fălcaș, care este născută în România și actualmente lucrează ca și misionară în Republica Moldova. Bine ai venit, Raluca! Mulțumesc, mulțumesc! Ne bucurăm să fii invitata noastră la emisiunea Pentru noi femeile. Da, și eu. Îmi pare bine că sunt aici. Cred că te bucur să fii din nou în România, da, unde te-ai născut, da, de fapt. E așa un sentiment foarte bun fiecare dată când vine în România. Știu că asta e casa mea, într-un fel. Deci, bine ai venit acasă! Da. Am vrea să încep prin a ne povesti ce faci tu în Republica Moldova. Da. Deci lucrarea e mare în Republica Moldova și poți să e oportunitate foarte mare, dar lucrez cu o organizație, Speranța Fetelor, și noi avem vreo 10 grupe care sunt prin toată Republica Moldova. Grupele astea sunt grupe mici de studiu biblic. Și călătoresc cam în fiecare săptămână la un grup sau două sau trei și vorbesc acolo. Eu am mers în special pentru liderele, fetele care conduc studiul ăsta biblic. M-a chemat Domnul să merg să țin seminare, să le învăț pur și simplu cum să țin un studiu mic pentru fete. Deci țin seminare, conferință pentru fetele astea. În timpul meu liber, călătoresc și vizitez și familii, cam la orice oportunitate să merg să vorbesc. Deci cam asta e un pic despre lucrarea din Moldova. Deci o lucrare foarte dinamică și care chiar cuprinde toată Republica Moldova. Da. În ce orașe ai grupe de studiu biblic? Deci avem două în orașul Bălț, acolo avem oficiu și acolo lucrăm cu o biserică locală, Lumina Lumii, biserică penticostală de acolo. Avem 4 grupe în Chișinău și mai 2-3 grupe în Ungheni și în saturi mai mici. Și câte fete participă la un astfel de grup? Deci, depinde. Sunt grupe care are vreo 5-6, alte grupe care sunt și vreo 10-15 fete la fiecare grup. Da. Și tu când ai mers acolo, ai găsit grupele acestea deja formate sau te-ai implicat la formarea acestor grupe? Deci, eu am mers în Republica Moldova din 2004. Și în timpul ăsta noi am lucrat cu organizația Charity Cup și am făcut numai tabără pentru fete. În timpul ăsta a fost o tabără pentru fete cu volei. Da, și a fost o tabără pentru fete cu volei și da. Am văzut că fiecare vară venea fetele și același fete venea și își dădea viața Domnului. Și am știut că trebuie să facem ceva mai mult pentru fetele astea. Și în timpul ăsta tot ne rugam pentru cineva local să vină să fie acolo, să ia lucrarea asta. Au venit doi misionari care Domnul a pus pe inimă, Adriana Lungu și Vali Lungu, împreună cu soții ei. S-au mutat în Republica Moldova. Și de unde au venit? Ei au venit din Texas. Din Statele Unite. Din Statele Unite, da. Au venit acolo și au continuat lucrarea asta. Deci grupele care era formate în fiecare vară la tabără, ei au continuat și
le-a dus la o biserică mică să fie parte din biserică. A fost foarte important ca grupul ăsta de studii biblic să fie parte de biserica locală de acolo. Deci cam așa, pur și simplu a fost o tabără de volei și am schimbat în Girls of God, în Fetele Domnului, au fost numele la început. Și în fiecare vară mergeam și făceam tabăra asta mare cu toate fetele și venea vreo 100-130 de fete. Atât de din biserici toate. Cât și prietenele lor, da? Da, și prietene, sau aveam fete care trebuia creștere spirituală și altele care trebuia evangelizare. Ce vârstă au fetele care mergeau la tabără? Așa de liceu sau și studente? Deci de la 13 ani în sus. Am avut 13 ani până am avut și fete de 35 de ani care venea la tabără. Da. Interesant cum lucrați acolo. Spuneai că la un moment dat dorea să vină cineva, un misionar permanent și că s-a găsit o familie. Da. Spune-mi un pic, cum ai definit tu un misionar sau misiunea? Da. Ce căutați de fapt atunci? Da. Căutam cineva care poate să fie mai stabil în Moldova. În timpul ăsta eu personal n-am fost gata, am avut numai vreo 19-20 de ani și n-am fost pregătită să merg ca și misionar full-time în misiune. Dar am știut la 19 ani când Domnul mă cheamă, prima dată când am pus piciorul pe terenul din Moldova, parcă s-au deschis cerurile și Domnul m-a spus atunci că pregătește-te pentru începutul, sfârșitul vieții cu mine. Și n-am știut ce înseamnă asta la început, dar am văzut pe parcurs că Domnul mă cheamă la un timp să merg la un timp mai lung în Republica Moldova. Da. Pentru mine, să răspund la întrebare, pentru mine un misionar e unul care își lasă confortul de acasă, își lasă țara. Deci, practic, eu am fost născută în România, dar la 4 ani am plecat în Statele Unite și am crescut în Statele Unite. Și a fost o perioadă cam grea să plec din America O schimbare majoră. Da, o schimbare foarte mare. Dacă ne uităm la diferența dintre România și Republica Moldova, există diferență cam mare. Da, apoi dintre Statele Unite și Moldova. Deci. Da. Și ce mai presupune a fi misionar, pe lângă faptul că îți lași confortul de acasă? Să ai o inimă pentru Domnul, să fii disponibilă, să mergi, să fii mâinile Lui, să fii picioarele Lui, unde te trimite. Am știut că Domnul nu mă lasă în pace, nu mă lasă să rămân în confortul din America. Și să ai o iubire și o inimă, o pasiune pentru oamenii care slujești, că un misionar e unul care slujește, nu? Hristos a fost cel mai bun exemplu un primul misionar. Da, și-a lăsat confortul din cerul să vină jos pe pământ și să fie aici cu noi. Deci el a fost cel mai bun exemplu ca și misionar și asta e ce vreau să slujesc, vreau să spăl picioarele, vreau să merg și să fiu mâinile și picioarele Domnului în Republica Moldova. Foarte frumos, da? Cum ai ajuns tu la concluzia aceasta, la gândul acesta frumos? De la ce vârstă ai început să mergi înspre acest vis? Deci sunt alții care știu că are visul ăsta să fie misionar de la 16-17 ani. Eu pot să zic că pur și simplu n-am avut niciodată. Deci au venit foarte mulți misionari la biserica noastră, țin minte când am crescut, și tot vorbea despre locașul care era și asta nu a fost pasiunea mea niciodată. Deci am zis, Domnul să-i binecuvântează, dar asta nu-i planul Domnului pentru viața mea. Și pur și simplu, primul an când am venit în Moldova, am venit că au fost mai mult, prietenii mei au venit împreună cu Charity Cup să facă o misiune și am zis, hai să merg și eu. Deci n-am avut niciun plan, n-am știut
Dar când Domnul m-a vorbit în ziua aia și am văzut în 2 săptămâni, am văzut darul care El a adus afară în mine, care n-am avut niciodată, am știut că Domnul mă cheamă la lucrarea asta. Și în urma acestui simțământ că gata, vrei să devii misionar, am înțeles că te-ai și pregătit. N-ai plecat așa numai după ce ai simțit prima dorință. Da. Ce pregătire ai făcut înainte? Deci la 19 ani am intrat în universitate, Universitatea Arizona State University din America, din Arizona, și am terminat Bachelor's in Comunicații. Da. Deci am știut că Domnul vrea să am ceva, să am un ceva să mă ocup, nu numai să fiu misionar. Și de multe ori am citit și despre mulți misionari care nu pot să meargă în câteva țări că nu are nicio pregătire și nu mă... Deci trebuie să ai o meserie. Da, da. Să ai o meserie, da. Deci am știut că Domnul mă cheamă să termin meseria asta înainte, să am o ceva. Aici în România cu ce meserie se echivalează școala care tu ai terminat-o? Deci nu știu. Comunicații, foarte multe poți să faci. Mai mult am mers pentru agenția socială, deci ajutoare, de cam asta. Poți să faci mai mult. Și relații publice. Da, da. Relații publice, cam așa. După aia, când am avut vreo 25-26, am terminat, am absolvit universitatea de acolo și am stat la o cruce în viața mea și am zis, Doamne, ce trebuie să fac acum? Ce-i următorul pas pentru viața mea? Și în timp de o lună au fost foarte multe căi să merg direct în Republica Moldova, să merg la o școală misionară și n-am știut, Doamne, care e vocea ta? Și tot m-am rugat și Domnul chiar a vrut să merg în școala misionară și am văzut că a fost planul lui să mă ducă pe acolo. Și am avut 6 luni în școala misionară la o biserică, Church of Glad Tidings, da, din California. În California. So m-am mutat acolo pentru 6 luni. Am avut pregătire intens. Și după aia 8 luni în Republica Moldova. Și deja domnul de 5 ani am lucrat la... Deci în Republica Moldova o altă școală de 8 luni? Nu, sau deci, pur și simplu practic? Practic. Deci au fost 5 luni să fii la școală și după aia 8 luni practic. Timp practic. Și cele 8 luni de practică le-ai făcut... în preajma cuiva care deja avea experiența misiunii din Republica Moldova? Da, am avut, am avut un profesor american, el a fost misionar aici, chiar aici în România, pentru 10 ani și el s-a pregătit de pregătirea noastră. A, deci s-a ocupat de pregătirea voastră și de lansarea voastră ca misionari. Da, da. Ai venit încă cu altcineva din state sau ai da, venit singură? Da, în timpul ăsta am mers la școală cu prietena mea cea mai bună, Anca Danciu, și am făcut școala misionară împreună și ne-am mutat în Republica Moldova împreună pentru 8 luni. La un moment dat mi-ai scris despre un lucru care mi-a rămas în minte, că am văzut cum Dumnezeu mi-a deschis ușa să vin în Republica Moldova. Bănuiesc că te referi acolo la formalități, viză și alte lucruri sau cum ți-a deschis Dumnezeu ușa? Deci am avut foarte multe oportunități să merg altundeva în Honduras, în India, am fost în Africa, a fost o ușă care a fost deschisă. Dar am știut, a fost ceva care m-a tras spre Republica Moldova și asta a fost lucrarea cu fete. În Republica Moldova, deci, fetele nu au multă valoare. Și știu că Domnul m-a trimis acolo să le arăt valoarea care Domnul a pus în ele, ca și fete. So de aia, asta e un lucru care m-a tras foarte mult. Și am văzut Domnul cum deschide ușa că eu să fiu în Republica Moldova.
Deci faptul că lucrezi cu femei, chiar dacă ele sunt fete mai tinere, a reprezentat o motivație puternică pentru tine. Despre această valoare care ai vrea să le inspiri fetelor din Moldova, ai putea să ne povestești puțin, bazându-ne pe Sfânta Scriptură, ce le lipsește lor acolo, ținând cont de faptul că e o țară fostă comunistă sau poate încă mai este, asta nu pot să spun eu, și ce vrei tu să le oferi, ce perspectivă? Da. Deci, este un verset în Isaia care spune că o să le schimb cenușa, beauty for ashes, în engleză. Frumusețe în loc de cenușă. Da. Eventual ne putem uita într-o traducere românească. Da. Și în versetul ăsta vorbește foarte mult despre lucrarea cu fete. Cam asta e... Deci, fetele în Moldova care-i cenușa opresate. Lor? Care-i cenușa lor? Deci sunt foarte, foarte opresate. Bărbații nu se uită la o femeie ca și o valoare. Ei sunt, femeile din Moldova sunt un obiect pentru sex sau pentru plăcere, dar nu ca și ce a creat Domnul să fie. Și cam asta, de aia Domnul m-a pus să le arăt valoarelor, ca și o fată, să fie o prințesă, să fie iubită, că are un rege care le-a pus valoare și ele nu sunt, de multe ori ne uităm și în Genesa, vedem ca și Eva a fost problema, dar în fapt nu a fost problema, ci a fost răspunsul la o problemă. Adică, poți să detaliezi un pic? Deci ea a fost răspunsul la problema că Adam a fost singur. Și de multe ori noi ca și femeile ne uităm ca și avem probleme, avem așa și suntem așa și nu suntem bune și nu suntem destule și mai multe sunt atâtea oportunități pentru bărbați, dar noi ca și femei ce oportunități avem? Și trebuie să ne uităm ce Biblia zice despre o femeie, ce Domnul ne-a vorbit despre o femeie și Domnul a vorbit că noi suntem răspunsul a o problemă, nu problema însuși. Pe ce te bazezi când spui asta, că noi suntem, ca și femei, putem fi soluția, răspunsul la o problemă și nu problemă? Pe ce mă bazez? Când Domnul a dat-o pe Eva ca și un dar la Adam, a dat-o ca și o soluție, nu ca și o problemă. Dar societatea noastră ne spune, femeile sunt problema, femeile sunt așa și femeile sunt așa. Lucrez acum cu fete care au fost abuzate foarte mult. Deci majoritatea de fete în Republica Moldova are ceva abuz. Republica Moldova e numărul 1 în Europa la trafic uman. Deci am văzut fete care au fost bagiocorite sau au fost puse jos și spun, tu ești nimica, ești ca și un slav și ești așa. Dar asta nu-i ce Biblia ne spune despre o femeie. Spune că avem valoare. Avem valoare și avem preț în ochii lui. Și ce eu vreau să ajut fetele astea e să cunoască valoarea lor. Să poată să fie în viitor mai bune mame, mai bune soții, mai bune bunici, totuși. Și deci slujitoare pentru Dumnezeu în biserică. Da, și slujitoare pentru gloria lui. Da. Cum este privită femeia în biserică în Republica Moldova? Am înțeles că lucrezi în colaborare cu o biserică penticostală. Și care e diferența între femeile de acolo, femeile creștine, femeile din România sau femeile din Statele Unite? Deci, depinde în ce... nu știu, asta e interesantă întrebare. Nu știu dacă pot să răspund la întrebarea asta.
E un pic greu E de un pic greu, răspuns. da. Dar ca să fiu mai concretă, în biserici, femeile au oportunități să slujească, sunt lăsate să facă ceva, să se roage, să cânte, să ajute pe alții, să spună ceva. Asta depinde foarte mult din ce biserică vorbim. Deci știm asta că orice biserică e altfel. Sunt Da. biserici în Republica Moldova care sunt foarte conservatoare, Conservatoare. da. Și Și sunt acolo alte, nu. nu. Deci femeia are locul ei și nu sunt așa deschise. Deci în bisericele astea au fost și foarte greu să avem un grup de studiu pentru fete. Și sunt alte biserici care sunt mai liberale. Da. Deci vede valoarea o femeie și asta cred că devine tot depinde de păstor și cu ce crede el. Domnul m-a deschis pentru mine personal foarte multe uși. Deci la Lumina Lumii, de acolo din biserică în Bălți, avem și un birou. Avem consiliere, deci biroul meu e deschis tot timpul și stau la consiliere pentru fete. Când ele vin de la școală, tot timpul trece pe la biroul meu sau vreau să fiu disponibilă pentru ele tot timpul. Este o lucrare nouă care se întâmplă acum în Republica Moldova, adică fetele au început să studieze Biblia. Nu știu dacă femei existau înainte alte grupuri de femei în alte generații care să studieze în mod special Biblia sau nu prea. Deci n-am auzit, nu, n-am auzit să studiază femei mai în vârstă Biblia. Deci asta e ceva, o lucrare care Domnul deja a făcut și a început în Republica Moldova. Și Oricum, va fi o generație nouă da. dacă ele încep să studieze de acum și așa cum spuneai tu, e foarte important să se pregătească pentru viață, să știe că au valoare și că pot fi altfel de soții și altfel de mame. Foarte, foarte frumos. Ai făcut referire la modelul Domnului Isus ca și prim misionar. Ai putea să subliniezi încă câteva caracteristici ale Domnului Isus care ți-au plăcut și care ai vrut să le copiezi în lucrarea ta. Da, pentru mine personal, Domnul m-a vorbit foarte mult despre ce e să fiu un misionar în Matei, capitolul 6. El spune acolo despre dacă are grijă de dacă Domnul are grijă de păsări și de toate alelalte animale, cum să nu aibă grijă de mine și un lucru care a fost foarte greu e să știu că trebuie să depind total pe Domnul și trebuie să am dependența asta în El. Doamne, unde vrei să merg? Ce vrei să fac? Deci un misionar trebuie să aibă un caracteristic foarte important, dependență de Domnul, totală. Ce privește financiar, ce privește pentru lucrare, pentru tot. Deci asta e. Și Matei 6 vorbește foarte mult să căutăm și Domnul Iisus sfârșește, termină cu asta, cu gândul ăsta, să căutăm înainte împărăția Domnului și toate alealte ni se vor da. Și Toate asta e, celelalte lucruri ni se vor da pe da, deasupra. da, și asta e un gând foarte important pentru mine și cred că ca și misionar trebuie să avem scopul nostru, să avem ținta noastră spre împărăție și toate alelalte Domnul o să ne dea. O să poartă de Da. grijă. Dacă te-ai referit la toate celelalte, dacă nu e un secret, poate ne spui și nouă cum îți poartă ție Domnul de grijă, cine îți asigură suportul financiar și cum îți plătești toate cheltuielile care le ai acolo. Deci, asta a fost un mod foarte, foarte mare care Domnul m-a învățat în viața mea personală, cum să am încredere în El total și în finanțele mele. Am fost crescută în America, deci în America
tot timpul de la copil mic ești învățat, trebuie să, dacă vrei bani, trebuie să lucrezi. Trebuie să-ți găsești muncă, să lucrezi și studenții toți lucrează. Eu de la 10 ani din America am lucrat și am avut așa o independență de Domnul, fiindcă am știut dacă vreau ceva, tot timpul pot să merg și să lucrez și să am. Da, numai ca să lucrezi trebuie să ai sănătate, da, trebuie să ai unde, da, să lucrezi. Așa e, așa e. Deci în școala de misiune, un lucru care am avut, care ne-a pregătit pentru misiune, trebuia să trăim numai pe $200 pe lună. Și asta a fost foarte greu, în special în California, să trăiești cu $200 pe lună, când benzina pe lună e numai $150. Și când sunt atâtea magazine, da, care te, da, invită. Exact. Și când shopping-ul e o cultură, da, toată lumea merge la cumpărături, da, și... Și dacă trebuie și dacă nu trebuie. Da, și dacă... Și noi, ca și femei, avem un ochi atracție pentru... Atracție, da, asta. Da. Dar am văzut cum Domnul ne-a purtat de grijă. De multe ori, când n-am avut nimica, pur și simplu, să mâncăm, am văzut cum venea cineva de la biserică și ne dădea $20. Și cu $20, cât cumpărături poți să cumperi? Nu prea multe. Dar am văzut... Astea $20 ne-au ținut cumpărăturile pentru o lună, pur și simplu. Sau, de multe ori, ne dădea mâncare care nu mai au mâncat ei. Ne dădea să ducem acasă și mâncarea asta, pur și simplu, am văzut cum pâinea se mulțea și peștele, ca și în Biblie, cum a făcut Hristos. Deci am văzut toate lucrurile cum Domnul ne-a dat, cum a fost mulțit. Financiar, acum am o biserică din Arizona, se cheamă Living Waters, e biserica mea, da, de acasă. Ei mă susține, suportă financiar fiecare lună. Și am și biserica asta care am făcut școala de misiune, Church of Glad Tidings din California, care mă susține lunar. Și trimit în fiecare lună un raport la prieten, la rude, la toți îi trimit. Și Domnul cumva, nu știu, dar vine suportul și trimite sponsori din toate țările și nu pot să zic că am dus lipsă de nimic ca și misionar. De multe ori ne gândim că misionarii trebuie să fie săraci sau să fie așa. Deci Domnul m-a purtat așa mare grijă, că n-am dus lipsă de nimic, niciodată. Și... Deci versetul din Matei 6 s-a împlinit cu privire la tine. S-a împlinit în viața mea. Și mai persoană. Mult decât experiența care putea să o aibă orice american, să lucreze și să aibă de toate, tu ai găsit și împărăția. Da. Și faci și treabă bună în împărăție. Da. Foarte frumos și încurajator pentru cei care se gândesc probabil să meargă în misiune. Totuși, când ai plecat din Statele Unite, fiind o mare diferență, nivelul de trai de la țară la țară, de cultură și așa mai departe, cu siguranță ți-o fi fost greu să renunți la unele lucruri. Ai putea să ne spui de ce te-ai despărțit cel mai greu? De ce m-ai despărțit cel mai greu? Pot să zic de relații, de prieteni care am avut, de... Familia mea, cam toată familia locuiește în state. Și, părinți? Da, rog, părinții mei, acolo. Sora mea și prieteni care am crescut cu, care am făcut, am avut o prietenie așa mai aproape. A fost greu să te muți în altă țară și să nu ai pe nimeni, să începi din nou de la zero. Să construiești relații. Da, să... da. Și asta, relații foarte important pentru mine personal. Și a fost și important pentru Hristos. Deci el a fost foarte mult despre relații. So. Deci asta ar fi lucru cel mai greu, da, la care ai renunțat. Da. Altceva? Deci, nu prea. Nu prea. Relațiile au fost cel mai greu lucru, cred. Confortul, deci poți să găsești, trebuie să fim unde Domnul ne vrea și putem să găsim pe Domnul oriunde, în bogăție sau în sărăcie. Pavel a zis să fim
să fim content, să fim echilibrați. Așa, echilibrați, da, în orice, în bogăție sau în sărăcie. Și ca și misionar, cred că și asta e foarte important, să putem să fim oriunde. Am fost invitată la multe case care au fost case mari, frumoase, mâncare bogată, și am mers în familii care am dormit pe jos și chiar n-am avut nimic să mâncăm, dar trebuie să găsești pe Domnul și să fii unde Domnul te trimite. Și... Da, și mai departe, care-i visul tău ca și tânără la 27 de ani, da, din câte am înțeles? Ce visezi tu pe mai departe? Deci visez să mă căsătoresc într-o zi, ca și orice fată. Foarte frumos. De 27 și vreau să fac misiune împreună cu soțul meu și cu familia mea. Deci asta nu o să se schimbe. Deci înseamnă că trebuie să găsești un bărbat cu inimă pentru, da, misiune. Da. Asta trebuie să fie, yeah, o condiție de bază. Sper că Domnul îmi găsește. Eu nu o să fiu pregătită să primesc. Așa e. Și alt vis e să merg unde Domnul mă trimite. Știu că Republica Moldova nu-i singurul loc care Domnul mă vrea, e pentru un timp. Și știu că Domnul o să deschidă chiar alte uși. Și vreau să merg unde El mă trimite. Și a doilea vis e aș vrea să dau oportunitate pentru alți români americani care au fost crescuți ca și mine în comunitatea română din America, să deschid o școală misionară pentru ei, să le dăm oportunități. În Statele Unite, în te Statele gândești? Unite, da. Da. Asta e un vis mai pe viitor, dar e un vis care Domnul a pus pe inima mea, să ajung alții care o să meargă prin drumul ăsta, că știu, am avut și eu un greu drum, fiind fată singură și necăsătorită, a fost greu să fie acceptată ca și misionară. Dar și vreau prin experiența mea să ajut și să fac calea mai ușoară pentru alții. Deci asta e un vis care Domnul... Și cum te gândești că o să reușești să faci toate lucrurile astea, mai ales dacă o să te și căsătorești și o să ai copii? Care va fi secretul balansării tuturor acestor lucruri? Să fii și în misiune undeva, să deschizi și o școală de misiune, să ai și familie? Cred că secretul e toate la timpurile lor, nu? Cred că o să fie un timp care trebuie să fac un lucru și numai un lucru și e alt timp care Domnul ne cheamă să facem mai multe lucruri. Și sunt bucuroasă că în timpul ăsta, fiind singură și nu fiind căsătorită, am oportunitatea să slujesc pe Domnul mai mult și pot să fac mai multe proiecte și pot să fac mai multe lucrări pentru Domnul. So. Așa este. Ne apropiem de finalul emisiunii, timpul s-a scurs foarte repede, da, da, și aș fi avut încă să te mai întreb multe, multe alte lucruri, dar poate ne revedem la o nouă emisiune și, da, acolo mai detaliem anumite aspecte. Aș vrea un gând pentru telespectatoare sau pentru fetele tinere sau chiar și băieți care ar vrea să devină misionar. Poți să ai două gânduri sau unul. Cum dorești tu? Okay. Deci pentru cel care vrea să fie misionar, cred că un gând aș vrea să nu piardă pasiunea care Domnul a pus în inima lor. Drumul o să fie greu, foarte puțin oameni o să-i înțeleagă, dar să se pună, să aibă mentori, oameni în viața lor care cu adevărat cunosc... Părinți spirituali. Spiritual, da. Da. Care cu adevărat cunosc valoarea lor și poate să le încurajează ca talentele astea spirituale să dea rod în viața lor. Domnul m-a ajutat pe mine să am o familie spirituală și asta m-a încurajat foarte mult. Am avut mentori și oameni în viața mea care m-au ajutat spre țintă și când alții nu au fost așa
de acord de alegerea mea. Și a doilea gând, cred că ar fi pentru părinți de copii care vrea să fie misionari. În timpul care am fost în state pentru un scurt timp, am avut oportunitatea să spun mărturie la un grup mic și a venit după aia o soră la mine, o mai în vârstă, o mamă, și venea cu lacrimi în ochi și zicea, fata mea a avut dorința asta să fie și ea misionară la 16-17 ani și eu i-am spus nu și n-am încurajat-o să facă asta și acum nu-i nici în biserică, deci e plecată în lume. Și un gând pentru părinții, să nu opriți, aveți puterea ca și părinte să încurajați copiii voștri și să nu-i descurajați. Ca și părinți putem să fim o barieră foarte, foarte mare pentru copiii noștri, dar să mergem înainte și să vedem planul Domnului și că Domnul le poartă de grijă. Și să le acordăm încredere. Da, și încredere, da. Din primul gând care spuneai, aș vrea să rețin un lucru. Poate că cei tineri sau cei care vor să se lanseze într-o lucrare văd în jur atât persoane care spun nu cred că vei reuși, dar văd și oameni care spun cred că vei reuși. Da. Și atunci, cu siguranță, aceștia sunt mentorii buni. Da. Și lângă ei ar trebui să se așeze, în acei care văd în noi valoare și care ne dau încredere. Pentru că Dumnezeu e Cel care vede în noi valoare. Da. Și Domnul e Cel care și ne dă mentori, ne pune, ne dă visul ăsta să vedem potențial în cineva. Eu n-aș fi în Republica Moldova dacă Domnul nu-mi deschide ochii să văd potențialul în fetele astea și să știu că investesc în ele pentru viitor și că poate are potențialul ăsta să fie cineva. Nu cred că aș fi în Republica Moldova dacă nu Domnul m-a deschis ochii. Să fii o mamă spirituală pentru el. Da, să vedem potențialul în oameni. Și cine a fost mama ta spirituală sau părinții tăi spirituali? Da. Cum i-ai găsit tu? Eu am avut câteva, Domnul mă binecuvânta cu mai mult, dar o femeie în special care a fost de când am avut 13 ani, a fost Elena Văduvă, ea e din Detroit, Michigan, și țin minte, am o soră care trăiește acolo și a mers la un grup mic, care tot de studiu biblic pentru femei, și am avut 13 ani. Și am auzit-o, cum ea își spunea din povestea ei personală, din mărturia ei. Și în momentul ăla, parcă Domnul m-a vorbit și a zis că dacă ea poate să se schimbe, dacă ea poate să zică, asta e persoana care am fost și asta e persoana care pot să fiu în Hristos. Deci poate să facă o schimbare și Domnul în viața mea. Și ea e o persoană care m-a încurajat de multe ori când păstorii nu au avut încredere, când părinții mei au avut multe întrebări, chiar asta e cariera care îți dorești. Ea a fost persoana care m-a împins, a zis, văd potențialul în tine și mergi înainte spre ținta și nu uita de ținta asta. Când a fost greu, când au fost momente foarte grele pentru mine. Deci mulțumesc Domnului pentru asta. Da, este important să știm când trebuie să fim noi părinții spirituali și, așa cum spunea, e foarte bine ca dacă suntem părinți naturali, atunci să fim și părinți spirituali, da. Dacă Domnul ne-a dat harul acesta și, bineînțeles, copiii pe care îi avem, eu sunt mamă, am 3 copii, destul de mari, sunt, de fapt, darul lui Dumnezeu și nu putem noi să hotărâm ce meserie trebuie să facă sau ce lucrare trebuie să-și aleagă. Da. Trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze în viața lor. Trebuie să știm că Domnul are un plan pentru fiecare dintre noi. De multe ori mă scol dimineața în Moldova și zic, Doamne, ce e planul Tău cu mine în ziua asta? Unde vrei să fiu mâinile Tale, picioarele Tale? Și, Doamne, ajută-mă să nu fiu eu în calea Ta, în ce vrei Tu să faci în Bălță, în Republica Moldova, în ziua asta. Ajută-mă să lucrez cu Tine
Și ca și creștini, de multe ori, lucrăm împotriva Domnului în loc să fim, să lucrăm în lucrarea care face Domnul. Și când ni se întâmplă lucrul acesta? Când facem împotriva Domnului? Ce greșim noi atunci? Deci, cred că e odată când mergem contra ce zice Domnul. Ce zice Domnul despre noi, ce zice Domnul despre lucrarea. Nu vedem, pur și simplu nu vedem folosul. Când ne fixăm noi anumită direcție și de acolo nu mai vrem să cedăm nici în dreapta, nici în stânga. Sunt foarte multe lucruri care, dacă citim din Biblie, Hristos le-a făcut, care pentru oameni au fost... Deci nu a făcut niciun sens, pur și simplu. Dar El o știu ce face, că a avut o țintă. Și asta e important, să nu uităm de ținta noastră. Să avem o viziune și cred că foarte important este călăuzirea Duhului Sfânt, cunoașterea cuvântului, dar după aceea și șoapta aceea care o auzim la ureche, bănuiesc că aceea o auzi și tu în fiecare zi când trebuie să faci ceva sau când ne facem planurile noastre, atunci deja suntem în planul Lui. Ce vreau să te mai întreb este vis-a-vis de limba în care vorbiți cu grupele de studiu. Vorbiți în limba engleză, rusă, românește. Cum studiați cu fetele? Deci, noi vorbim în limba română. Da. Moldovenește, mai bine zis, în Moldova. Eu personal am făcut toată școala, am mers în state când am avut 4 ani și am făcut toată școala în state și a fost foarte greu pentru mine limba, deci eu când pregătesc lecțiile astea, mă gândesc în engleză și le pregătesc în engleză după aia. Am altă fată care le translează în românește, limba română, moldovenească. Da. Și mai a treilea persoană care ia din limba română și translează în limba moldovenească. Deci foarte, trebuie să facem lecțiile foarte simplu, să le înțeleagă. Deci asta e cam scopul nostru. Cu ocazia asta își îmbogățesc și cunoștințele de limbă română, moldovenească. Da. Și ai putea să ne povestești pe scurt un exemplu care te-a marcat pe tine, o schimbare deosebită care ai văzut-o la vreun grup sau la vreo fată cu care ai lucrat poate mai mult timp? Da, am avut o fată care chiar am trăit cu un apartament în timpul care am fost aici, în timpul care am fost în Moldova. O cheamă Anișoara. Ea a fost o fată singura pocăită din familia ei. Și s-a pocăit... Și a locuit în aceeași chirie cu tine. Da. Okay. S-a pocăit la 13 ani. În Bălți sau în Chișinău? În Târnova. Ea e din orașul Târnova și a venit să studiază în Bălți. Și am văzut cum Domnul i-a schimbat inima. Acum ea are 20 de ani și în anii ăștia Domnul a schimbat-o complet, s-a maturizat. A fost o fată care a fost foarte timidă, nu a vorbit prea mult și pur și simplu s-a închisă în sine. S-a înflorit ca și o floare și fata asta care a fost foarte greu să scoți o vorbă din ea, ea a devenit să meargă și să deschide alte grupe. Deci ea a fost liderul de la vreo 2-3 grupe la un timp. Am văzut cum Domnul i-a schimbat așa complet și ne-a arătat potențialul în ea, cum am vorbit mai devreme despre potențial, și o schimbat-o enorm de mult. Și am văzut, eu am fost onorată să pot să fiu în viața ei, să văd de la început, ca și un creștin, cum acum lucrează pentru lucrarea Domnului și lucruri care Domnul face prin ea și cu ea. Și cum privește familia ei aceste schimbări? Înțelege schimbarea sau încă sunt suspicioși? Încă e foarte greu în Moldova să fii un singurul în familia ta credincioși. De multe ori tatăl ei o bate fiindcă, 20 de? Fiindcă e creștină. De multe ori
frații ei bajocoră, o bajocoră, fiindcă e creștină, deci are, e persecutată. Da, în familia ei. Dar vede schimbarea, vede că toate lucrurile care Domnul face prin ea și cu ea, dar încă are de purtat suferințele acestea. Da, exact. Foarte interesant să vezi cum un ucenic al tău devine la rândul lui unul care face ucenici, da, care devine un părinte spiritual și da, este nemaipomenit. Raluca, îți mulțumesc de toate ce ne-ai povestit și de gândurile tale încurajatoare pentru noi. Îți dorim mult succes în misiunea pe care o faci, în mod special în această lucrare cu fetele, cu femeile și în cealaltă de vizitare a familiilor și lucrare de ajutorare. Eu cred că în timp și în ani, când o să fim în vârstă, vom vedea că a avut rost, vom vedea națiuni schimbate și această frumusețe care vrei să le-o aduci fetelor din partea lui Dumnezeu, în locul rușinii, în locul cenușii care, așa cum spune Isaia, va avea un efect extraordinar peste generații și vreau să citesc pe un scriitor rus de-a lor, de acolo, da, da, din zonă, Dostoievski spunea: frumusețea va schimba lumea. Și cu siguranță frumusețea ta, frumusețea acestor fete, frumusețea de caracter, dar și cea exterioară, da, va schimba națiunea moldoveană, moldovenească și vom avea o națiune mai aproape de Dumnezeu și împărăția va fi puternic reprezentată acolo. Da. Așa că noi îți dorim mult succes și Dumnezeu să-ți dea multă putere ca să poți să faci lucrarea mai departe. Mulțumesc! Mulțumesc pentru oportunitatea să fiu aici. Dragi prieteni, este momentul să ne luăm rămas bun, dar nu înainte de a vă mulțumi pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Sperăm ca emisiunile noastre să vă fie de folos, să răspundă întrebărilor și nevoilor pe care dumneavoastră le aveți și să vă aducă speranță și lumină în suflete și în case. Dumnezeu să vă binecuvinteze, ne vedem săptămâna viitoare la o nouă emisiune pentru noi femeile. Rămâneți cu Credo TV! O emisiune sponsorizată de Materom.